Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Scumpă Biserică a Domnului Iisus, așa cum stăm în picioare, vă invit să redeschidem Cuvântul Domnului de data aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 32 până la 35. Matei 24, versetele de la 32 la 35. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Înainte de predica din seara de astăzi de studiu biblic, invităm corul să se închine din nou înaintea Domnului cu o cântare.
Frați și surori, suntem aici ca să-L cistim pe Domnul, să înălțăm numele Lui și să vorbim despre dragostea și bunătatea Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Vrem să vă salutăm pe toți, frați și surori, care ați făcut efortul să fiți în casa Domnului în această seară. Salutăm și prietenii noștri, frații și surorile de pretutinde care sunt online cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îl salutăm și pe fratele Sabinuț, mulțumindu-i Domnului că l-a ocrotit în călătoria din România și s-a întors cu bine între noi. Fratele Sabinuț, fiți binevenit! Suntem în casa Domnului în această seară și după timpul de cântare, de rugăciune, vrem cu modestie, cu înțelegerea că suntem doar oameni și vrem să înțelegem lucruri dumnezeiești, vrem să ne apropiem cu inima noastră de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la lecția numărul 42, a doua parte din lecția numită Răpirea înainte de mânie. Intenția noastră este să prezentăm interpretările fundamentale în legătură cu răpirea bisericii, moment al răpirii bisericii pe care încercăm să-l explicăm în legătură cu necazul cel mare. Adică, necazul cel mare va rămâne ca un reper cândva în viitor, iar vis-a-vis de acest punct fix, necazul cel mare, există trei interpretări majore ale răpirii bisericii. Am vorbit despre pre-tribulaționism ca despre interpretarea potrivit căreia biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare și necazul cel mare va fi declanșat tocmai de răpirea bisericii. Apoi am vorbit despre post-tribulaționism, adică despre ceva care se întâmplă după post. Interpretarea potrivit căreia biserica va fi răpită după necazul cel mare, adică tocmai sfârșitul necazului va declanșa răpirea bisericii. Și joia trecută am vorbit despre interpretarea numită răpirea înainte de mânie. Interpretare care spune că răpirea bisericii va avea loc cândva în timpul necazului cel mare, probabil în cea de-a doua jumătate de 3 ani și jumătate. Și spuneam data trecută și repet în această seară că reperele prima jumătate de 3 ani și jumătate și a doua jumătate de ceilalți 3 ani și jumătate nu mai funcționează în interpretarea aceasta. De aceea vă rog, ideea aceasta cu 3 ani și jumătate, prima jumătate, și 3 ani și jumătate, a doua jumătate, ideea aceasta să o lăsați la o parte, pentru că interpretarea pe care în această seară o prezentăm ca a doua parte nu folosește această idee. Data trecută am prezentat câteva argumente, 2 dintre ele, și în această seară continuăm prezentarea interpretării răpirea înainte de mânie, adică înainte de mânia lui Dumnezeu, dar după mânia diavolului. Aduceți-vă aminte că această interpretare împarte necazul cel mare în două, dar nu în două părți egale neapărat. Prima parte se numește mânia Satanei, care este îndreptată înspre cei credincioși. Din punct de vedere al acestei interpretări, biserica este încă pe pământ. Atunci când mânia Satanei se oprește, de fapt este oprită de apariția mâniei lui Dumnezeu. Între aceste două mânii care se întâmplă în același timp, simultan, are loc răpirea bisericii, cândva în timpul necazului. Foarte probabil al 4-lea, al 5-lea sau al 6-lea an de necaz, foarte probabil, dar nu-i nimic sigur. Și între aceste două mânii, una se termină și alta începe, respectiv mânia Satanei și mânia lui Dumnezeu, se declanșează răpirea bisericii și începe ziua Domnului sau manifestarea mâniei lui Dumnezeu. Dacă prima mânie a Satanei este îndreptată înspre cei credincioși,
El cu ei are treabă. Mânia lui Dumnezeu este îndreptată înspre cei necredincioși, pentru că biserica nu va suporta mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i mânios pe biserică. Dumnezeu iubește biserica. Am ajuns data trecută la argumentul parusia din Matei 24. Aduceți-vă aminte că am explicat, parusia este unul dintre cele 8 cuvinte folosite în limba greacă în legătură cu venirea, cu răpirea, cu arătarea Domnului. Și acum vom studia ideea despre răpire din Matei capitolul 24. Unul dintre textele care ne oferă foarte multă informație în legătură cu răpirea din punct de vedere al interpretării din această seară, răpirea între cele două mânii, este Matei 24. Cuvântul parousia, adică în limba română înseamnă venire sau prezență, este unul dintre cele 8 cuvinte pe care Biblia le folosește în legătură cu ideea escatologică, adică în legătură cu ideea vremurilor sfârșitului. Discursul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl ține în Matei, în capitolul 24, pe muntele măslinilor, este cel mai puternic argument al interpretării pe care în această seară noi o prezentăm, răpirea înainte de mânia lui Dumnezeu. Pentru că el vorbește despre momentul în care Dumnezeu vine să pună capăt mâniei Satanei și să scape pe cei credincioși. Matei capitolul 24, citim de la versetele 3 la 25 și versetul 46. Ascultați cu atenție. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva unui alt neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa.
Continuăm citirea în a doua Evanghelie, Marcu, capitolul 13, versetele de la 3 la 37. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului. Petru și Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor națiunilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu veți vorbi, ci căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul său. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Când va vedea urciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un caz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: iată, Hristosul este aici sau iată-l acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin. În acest discurs, Mântuitorul Iisus Hristos explică profeția pe care Daniel o primește în capitolul 10 din cartea sa și o explică în capitolele 11 și 12. Discursul acesta explică vremurile sfârșitului în mai multe etape, așa cum se va întâmpla de altfel. Iar această explicație în mai multe etape folosește comparație cu o femeie care naște. Și femeile vor înțelege mai bine decât bărbații explicația din această seară, pentru că este comparată cu una dintre experiențele vieții lor. Adică, aceste mai multe etape sunt comparate cu etapele din procesul nașterii unui copil.
Și Domnul vorbește în primul rând despre durerile nașterii, care înseamnă prigoana și martirajul din partea anticristului. Matei capitolul 24:9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Acesta e începutul durerii, e preludiul nașterii. Apoi, durerile nașterii, începutul durerilor, continuă cu durerile nașterii, continuă cu riscurile nașterii și se încheie cu bucuria nașterii. Dacă nașterea începe cu durere, ea implică risc, dar se încheie cu bucurie. Tot la fel, venirea lui Anticrist monstru și manifestarea dorinței lui de închinare de la poporul lui Dumnezeu are aceste etape: începutul durerilor, durerile nașterii în sine, riscurile nașterii și bucuria nașterii. Priviți, vă rog, la riscurile nașterii. Matei 24:10-12. Atunci mulți vor cădea. Există riscul ca în momentul în care o femeie naște să se întâmple ceva cu ea sau cu copilul. Atunci mulți vor cădea. Mulți vor vinde pe frații lor. Se vor urâni unii pe alții. Se vor scula proroși mincinoși care vor induce poporul în eroare. Priviți cât risc există atunci, nu doar din afară, ci din interior. Presiunea pusă de anticrist monstrul, anticrist fiara, pe biserica lui Dumnezeu, pentru că din punct de vedere al interpretării din această seară, biserica va fi pe pământ în egazul cel mare. În interiorul bisericii se va resimți această presiune și frații mincinoși îi va trăda pe adevărații frații ai lui Iisus Hristos. Bucuria nașterii este exprimată prin cuvintele Evanghelistului Matei în capitolul 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Sau 2 Petru 2:9 înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Aduceți-vă aminte, ziua judecății este sinonim cu ziua Domnului sau cu ziua sfârșitului sau cu mânia lui Dumnezeu. Toate aceste expresii se referă la a doua parte a necazului cel mare, mânia lui Dumnezeu, ziua judecății, ziua Domnului, ziua sfârșitului. Momentul răpirii bisericii, care pune capăt mâniei diavolului și declanșează mânia Domnului sau ziua Domnului, are loc la semnul ceresc, așa cum spuneam data trecută. Acest semn se manifestă în câteva faze, după cum urmează. Semnul sfârșitului veacului, Matei 24:29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Semnul revenirii lui Iisus, Matei 24:27, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea fiului omului. Ezechiel 43:1-2, m-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava sa. Isaia capitolul 2, versetul 19, prima parte. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului, de frica Domnului și de strălucirea măreției lui, când se va scula să îngrozească pământul. Observați că totul începe cu semnul sfârșitul veacului. Atunci universul se va întuneca. Dacă astrele de pe cer care dau lumina își vor înceta activitatea, soarele, luna și stelele, universul va deveni o noapte totală, ca o gaură neagră. Totul va fi absolut negru, dar negru la modul absolut. Pe fondul acesta al unui întuneric total, întuneric care este un semn, și semnul acesta va fi între cele două mânii. Semnul declanșează răpirea, declanșează oprirea primei mânii a diavolului și o pune în evidență pe a doua care începe, mânia lui Dumnezeu. Pe fondul acestui întuneric, care e un întuneric la nivel de planetă, dintr-o dată, Scriptura spune, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Pe fondul acestui întuneric besnă va ieși un fulger care va lumina tot pământul de la un capăt la altul și acest al doilea semn va marca venirea lui Iisus Hristos pentru biserica sa.
Și apoi e răpirea bisericii, Matei 24, 30 la 31, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului când va veni pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și va aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la alta. Când se va întâmpla asta? Matei 24 cu 36. Cât despre ziua aceea sau despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cândva în perioada necazului, cândva în timpul semnelor, în soare, lună, stele, întuneric și fulgerul care străbate planeta, cândva, probabil, în a doua parte a necazului cel mare. Toate aceste evenimente însă se vor întâmpla într-o perioadă scurtă. Tot ce explicăm noi se vor întâmpla în 7 ani de zile. Doar 7 ani vor dura toate tragediile acestea. Va fi o repeziciune a derulării acestor evenimente. Și toate evenimentele acestea se implică în procesul necazului cel mare. Vom trece la al patrulea argument în această seară, numit argumentul venirii sau argumentul parusia în cărțile lui Pavel către tesaloniceni. Ne-am uitat un pic în Matei 24 și am observat și am trecut așa foarte repede prin Matei 24, dar se poate face un studiu foarte amănunțit, dar nu este scopul nostru să explicăm așa de amănunțit această interpretare. Deja suntem la lecția 42. Asta înseamnă că vom ajunge cel puțin la 80 de lecții din studiul Apocalipsa și dacă va fi prea lung, nimeni nu va mai fi dispus să asculte 2000 de discuri cu explicație din cartea Apocalipsa. Argumentul numărul 4 este argumentul studiului venirii, răpirii din cărțile scrise de Pavel către biserica din Tesalonic. Pavel scrie 2 epistole. Prima dintre ele o folosește Pavel ca să răspundă frământărilor credincioșilor din biserică care se întrebau ce se întâmplă cu rudele lor care muriseră dacă vine răpirea bisericii. Dumneavoastră știți din carte, din Biblie, că Pavel vorbește mult despre venire, venirea Domnului, răpirea bisericii. Și el accentuează foarte mult importanța și valoarea răpirii bisericii, care va avea loc la venirea Domnului, la revenirea Domnului. Și atunci credincioșii care erau convertiți erau foarte frământați ce se întâmplă cu rudele lor care au murit înainte de răpire. Ei nu vor fi răpiți. Și Pavel consacră o mare parte din scrisoarea aceasta ca să răspundă acestor oameni care aveau părinți, soți, soții, copii care muriseră deja și care erau frământați și dezechilibrați în frământarea lor cu privire la întrebarea: dar cu mama mea care a murit cu 10 ani în urmă, ce se întâmplă? Rămâne în pulberea pământului? În locuința morților? Pe ea o răpește Domnul? Nu, nu răpește, că numai pe cei vii răpește. Și Pavel vine și răspunde acestor frământări. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 18, Pavel explică: fraților, nu vreau să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus și pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Lui, nu vom lua înaintea celor care au adormit. Mama ta a murit acum 5 ani, nu vom fi răpiți înaintea ei. Soțul tău a murit acum 10 ani, nu vom fi răpiți înaintea lui. Liniștiți-vă, nu vă impacientați. Nu intrați în criză, nu vă speriați, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți. Credincioși din Tesalonic și din Betania, liniștiți-vă! Fiți cu inima plină de încredere că atunci când va reveni Hristos, întâi îi va învia pe cei care au murit în Hristos, în credință, în Duhul, și apoi ne va schimba în trupuri de slavă pe noi cei în viață.
Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Iată dar că Pavel răspunde unor frământări ale credincioșilor în viață despre credincioșii care muriseră. Acum credincioșii au a doua întrebare. Când? Când ce? Când vine Domnul? Răspunsul lui Pavel este simplu. 1 Tesaloniceni 5:1-3. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului. Când vine Domnul? În ziua Domnului. Potrivit interpretării din această seară, Domnul vine între cele două mânii, pentru că cele două mânii au între ele câteva semne, semne în soare, lună și stele, apariția Domnului Iisus, răpirea bisericii, sfârșitul mâniei satanei pentru biserică și declanșarea mâniei lui Dumnezeu pentru cei necredincioși. Asta înseamnă ziua Domnului. Și Pavel spune, pentru că voi știți foarte bine că ziua Domnului, adică manifestarea mâniei lui Dumnezeu către necredincioși, va veni ca un hoz noaptea, cândva în timpul necazului, nu știe nimeni când. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va mai fi chip de scăpare. Iată de ce eu mai devreme am făcut comparația cu durerile nașterii. Pentru că, practic, nașterea unui copil, deși e un eveniment, până la urmă e un proces, că durează un pic. Și acest pic de câteva ore poate fi împărțit în începutul durerilor, în durerile nașterii, nașterea copilului și în bucuria care vine. Oricât de mari au fost durerile nașterii unei mame în timpul travaliului, în timpul durerii, dintr-o dată toată durerea este înlocuită cu o bucurie nespusă când vede copilașul nou născut și vede că tot chinul ei se concretizează într-o bucurie numit copilul ei. În concluzie, răpirea bisericii are loc în momentul declanșării zilei lui Dumnezeu sau mâniei Domnului. În cea de-a doua epistolă Pavel răspunde, atenție, în prima epistolă a răspuns unor oameni care aveau următoarea frământare. Ce se întâmplă cu mama și cu tata care a murit? Păi nu-i mai repește Domnul că-s morți? Și Pavel spune, ba da, și pe morți și pe vii, la o clipeală. Când? Numai el știe. În a doua epistolă ne întâlnim cu a doua problemă. Aici credincioșii aveau o altă frământare. Frământarea lor era legată de deznădejdea lor că ziua Domnului a venit deja și ei n-au fost răpiți. Era o partidă de dezbinatori, de așa zis învățători, care spuneau bisericii că Iisus Hristos a venit deja și ei n-au fost răpiți. Iar speranța lor care e legată de răpire e falsă. Și atunci Pavel, văzând biserica disperată, pentru că să fim sinceri, noi venim la biserică doar ca să trăim cu Domnul și trăim cu Domnul să avem parte de răpire. Ei bine, dacă cineva ne-ar spune nu există răpire, nu există iad, nu există rai, totul e fals, de ce am mai venit la biserică? Ei, tocmai asta se spunea către biserica din Tesalonic și Pavel, simțind anularea motivației de sfințenie, vine și întâmpină această erezie cu adevărul lui Dumnezeu, spunând 2 Tesaloniceni 2:1-2, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar, că n-a venit. Nu vă pierdeți nădejdea. Rămâneți motivați să vă sfințiți că ziua Domnului vine și vine doar pentru cei sfințiți. Pavel îi învățase în prima scrisoare următoarele lucruri. Mânia lui Dumnezeu nu e pentru credincioși. 1 Tesaloniceni 5:9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Iisus. 2. Vom fi răpiți împreună ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. 1 Tesaloniceni 4:17. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, tocmai am citit textul biblic mai devreme. 3. Răpirea va fi înainte de mânia lui Dumnezeu, adică de ziua Domnului, dar după mânia diavolului.
1 Tesaloniceni 5, 1-2. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că textul pe care tocmai l-am citit. Acum, apostolul reia subiectul și le spune același discurs pe care Hristos l-a spus pe muntele Măslinilor. Atenție! 2 Tesaloniceni 1, 4, 8 și 11. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat Duhul Său cel Sfânt. Să căutați să trăiți în liniște, să vă vedeți liniștiți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Ca și discursul Domnului din Matei, Pavel în 2 Tesaloniceni așează aceeași ordine a răpirii și a zilei lui Dumnezeu. Mai întâi persecuția, apoi răpirea, apoi manifestarea zilei lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că Matei în 24, care explică discursul Domnului despre muntele Măslinilor, și Pavel în scrisorile sale către biserica din Tesalonic, vorbesc și prezintă aceeași ordine a evenimentelor. Priviți, vă rog, 2 Tesaloniceni 2:3-4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte, cine? Iisus. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și să se descopere omul fără de legii. Aici aceeași expresie, omul păcatului. Omul păcatului, omul fără de legii, e același lucru. Adică fiul pierzării, potrivnicul, anticristul, fiara, monstru, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce e vrednic de închinare. Observați, mai întâi e lepădarea de credință. Va găsi el credință, dragostea celor mai mulți se va răci. Lepădarea de credință. Apoi apariția lui anticrist. Anticrist apare pe un fond de necredință, nu pe un fond de spiritualitate. Că dacă ar fi spiritualitate, apariția lui ar fi demascată. Dar când ești legal la ochi, e ușor să fii păcălit. Când ai ochii deschiși și vezi bine, e mai greu să fii înșelat. Descoperirea omului fără de legii. 3. Anticrist se dă drept Dumnezeu și se va așeza în templul lui Dumnezeu. 4. Răpirea bisericii și declanșarea zilei Domnului sau a mâniei lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2:7-8. Că ștaina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Adevărul este că interpretarea din această seară are o mare problemă să explice cine e piedica. Dar trecând mai departe, am ajuns la argumentul numărul 5, respectiv argumentul din Apocalipsa. Observați că am ales textele din Scriptură pe care este așezată această interpretare, răpirea dintre mânii sau dinaintea mâniei lui Dumnezeu. Și am ales textul din Matei, am ales textele din Tesaloniceni. Și acum mergem la ultimul text, textul din Apocalipsa. Apocalipsa oferă cele mai multe informații despre vremea sfârșitului decât oricare altă carte a celor 66 ce compun Biblia. Tematica cărții Apocalipsa e mânia, mânia satanei și mânia lui Dumnezeu. Mânia satanei, capitolul 12:12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Mânia satanei. Diavolul e nervos, a coborât pe pământ și vrea să-i facă praf pe credincioși. Așa spune interpretarea din această seară. Și mânia lui Dumnezeu. Aceeași carte, Apocalipsa. Acum suntem în Apocalipsa. Eu o să spun doar capitolul și versetul. Cartea nu o mai spun, pentru că numai de Apocalipsa vom vorbi. Dacă dau referințe din altă carte, atunci o să menționez că ne mutăm cu cititul în altă carte. Deci, capitolul 6, versetele 16 și 17. Ziceau munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care stă pe scaunul de domnie și de mânia cui? De mânia mielului, de mânia lui Dumnezeu. Discursul Domnului de pe muntele Măslinilor, din Matei 24, din punct de vedere al interpretării din această seară, trebuie să fie asociat cu Apocalipsa și cu Tesaloniceni. Interpretarea din această seară spune că desfășurarea evenimentelor în Matei 24, discursul Domnului pe muntele Măslinilor, este similar cu desfășurarea evenimentelor în cărțile Tesalonicenilor și este similar cu Apocalipsa. Și în toate aceste trei cărți, mesajul despre problema răpirii este la fel. Pașii, etapele în proces sunt aceleași. Și acum ei încearcă să prezinte argumentele din Apocalipsa ca fiind similare cu Matei 24 și cu Tesaloniceni 1 și 2. Deci, trecem la treabă. Discursul Domnului Iisus din Matei 24
Este similar cu Apocalipsa, deoarece Apocalipsa nu e descoperirea lui Ioan, e descoperirea lui Iisus. Apocalipsa 1:1. Descoperirea lui Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu și a arătat-o robului său Ioan. Descoperirea nu e a lui Ioan, e a lui Iisus, pe care i-o dă Dumnezeu și pe care el i-o transmite lui Ioan. Și acum, interpretarea din această seară ia cele 7 peceți pe care noi le-am explicat și spune următorul lucru. Primele 6 peceți dintre cele 7, primele 6 peceți dintre cele 7 sunt mânia Satanei. Între a 6-a și a 7-a pecete se arată semnele în soare, lună și stele, întunericul și fulgerul. Și aici e răpirea. Aici se pune capăt, la sfârșitul peceții a 6-a se oprește mânia Satanei și la începutul peceții a 7-a începe mânia lui Dumnezeu. Acolo e răpirea. Când în timp este pauza între peceți, numai Dumnezeu știe. Și acum luăm pecețile la rând și le punem în comparație cu texte din Matei, pentru că interpretarea din această seară vrea să spună că pecețile care sunt primele 6, excepție ultima a 7-a, care sunt prezentarea mâniei Satanei către biserică, sunt o prezentare similară cu Matei 24, care e discursul lui Hristos pe muntele măslinilor vis-a-vis de templu. Pecetea întâie. Ea prezintă apariția lui Anticrist. Citesc, pecețile sunt în capitolul 6. Sper că nu v-am pierdut pe drum. E foarte multă informație, foarte, foarte multă, dar sper că nu sunteți așa de obosiți și nici așa de departe de problemele Bibliei, încât să rămâneți foarte mult în urmă. Citesc din capitolul 6, care vorbește despre peceți, și prima pecete este prezentată în versetele 1 și 2. Când arun mielul pecetea întâi, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele patru făpturi spunând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a alătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, s-a dat o cunună și a pornit biruitor să biruiască. Atenție! Mesajul acesta e similar cu Matei 24, versetul 5. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Unul va veni pe un cal alb și se va da drept Hristosul. Ei spun așa, iată dar că prima pecete îl prezintă pe Anticrist că l-are pe cal alb. Matei 24:5 spune, vor veni mulți Hristoși, va veni Hristosul, va veni Anticristul. Pecetea a doua prezintă războaie și vești cutremurătoare despre războaie. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 3 și 4. Când arun mielul pecetea a doua, am auzit pe a doua făptură zicând, vino și vezi, și s-a arătat un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. E mesaj similar cu Matei 24, versetul 6. Veți auzi despre războaie, vești de războaie, să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri au să se întâmple. Iată dar, în ambele cărți, Apocalipsa 6, 3 la 4 și Matei 24, versetul 6, mesajul este similar. Războaie și vești de războaie. După cum prima pecete este similară, Anticrist pe calul alb, pare omul păcii, dar are vorbe de hulă. Aduceți-vă aminte despre Apocalipsa, capitolul 12. Acum suntem la pecetea a treia. Pecetea a treia prezintă foametea care va fi pe pământ. Interpretarea din această seară spune că pecețile nu sunt manifestarea mâniei lui Dumnezeu, ci sunt manifestarea mâniei Satanei. Toate pecețile până la 6 inclusiv, excepție cea de a 7, când începe mânia lui Dumnezeu. Și apoi urmează trâmbițele și potirele. Versetele 5 și 6. Când arun mielul pecetea a treia, am auzit pe cea de a treia făptură zicând, vino și vezi, m-am uitat și s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea mână o cumpănă, o balanță. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vă atămi unde lemnul și vinul, foametea. Acesta e mesajul lui Matei 24:7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Pecetea a patra prezintă începutul manifestării mâniei diavolului. Fățiși, adică pe față, versetele 7 la 8, Apocalipsa
6. Când arunc mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foametea, cu molima și cu fiarele pământului. Mesajul acesta e similar cu Matei 24, 9, prima parte. Atunci vă vor da să fiți chinuiți. Din punct de vedere al interpretării din această seară, biserica e pe pământ. De ce va îngădui Dumnezeu să treacă biserica prin mânia satanei în prima parte a necazului cel mare? Petru răspunde în prima epistolă, capitolul 1, versetul 7. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu atât mai scumpă decât aurul, care piere și totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea, la revenirea, la parusia lui Iisus Hristos. Pe cetea a cincea. Arată numărul credincioșilor omorâți de anticrist datorită refuzului categoric să se închine lui. Versetele 9 la 11. Când arunc mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, întârzii, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai se odihnească puțină vreme până se vor împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților care aveau să fie omorâți ca și ei, până la împlinirea numărului deplin al neamurilor, romani. Mesajul este același cu Matei 24, 9, partea a doua. Vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Iată dar că merge în aceeași cadență din punct de vedere al interpretării din această seară, Matei 24, discursul Domnului de pe muntele din față în față cu templul și Apocalipsa capitolul 6. Am ajuns la pecetea a șasea. Este ultima pecete din manifestarea mâniei satanei. Este ultima parte a mâniei satanei. Acum, după pecetea a șasea, se arată semne în soare, lună, stele. Se face întuneric. Apare fulgerul, vine Hristos, își ia biserica, începe mânia lui Dumnezeu și ziua Domnului, răpirea între mânii. Pecetea a șasea reprezintă semnul în soare. Iată dar, semnele fac diferența între mânii și semnele sunt similare cu revenirea Domnului și cu răpirea bisericii și cu schimbarea de sursa a mâniei. Primul e satana către biserică, al doilea e Dumnezeu către cei necredincioși. Revenim, pecetea a șasea. Apocalipsa, versetele 12 la 17. Când arunc mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru, ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și selele au căzut din cer pe pământ cu un cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Când cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fac sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat de la locul lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați, puternici, robi, oameni slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate să stea în picioare? Pretribulaționiștii, care spun că răpirea e înainte de necazul cel mare, spun că aceste nenorociri se întâmplă pentru Israel, timp în care e biserica în cer. Interpretarea din această seară spune: nu, 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 biserica e pe pământ și aceste nenorociri se întâmplă către biserică. Mesajul este același cu Matei 24, 29 la 31. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerului vor fi clătinate, atunci se va arăta în cer semnul fiul omului, se va arăta în cer semnul. Care semn? Semn în soare, semn în lună, semn în stele. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu o putere și slavă. Pretribulaționiștii spun că Iisus a venit la început și a luat biserica, o duce în cer, o prezintă Tatălui, e în nunta și acum se întoarce. Practic, e a treia venire, a doua revenire, a treia venire, a doua revenire. O mulțime de termeni
Interpretarea din această seară spune că e a doua venire, prima revenire. Aici, la semnele acestea, este răpită biserica, se termină mânia satanei, începe mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa 7, 9 la 12. După aceasta m-am uitat și iată că era o mare gloată. Pretribulaționiștii spun, gloata aceasta e Israelul mântuit. Interpretarea din această seară spune, nu, e biserica care a fost în necaz. Și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare, mântuirea e a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie, s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea, tăria în vecii vecilor. Pecetea a șaptea și ultima. În momentul în care am intrat în pecetea a șaptea, biserica nu mai e pe pământ. Mânia diavolului s-a oprit. Mânia lui Dumnezeu a început. Pretribulaționiștii spun, acum urmează Armagedonul. Interpretarea din această seară spune, nu, acum urmează răpirea. Aceste diferențe nu sunt semnificative. Ele toate trei spun că Iisus vine într-o perioadă de 7 ani. Ori la începutul perioadei, ori undeva în timpul perioadei, ori la sfârșit. Perioada aceasta e relativ mică, 7 ani. Însă toate spun că Iisus vine. Toate spun că Iisus vine doar pentru biserică. Toate spun că Iisus vine doar pentru cei neprihăniți, născuți din nou. Nu pentru oamenii religioși, pentru oamenii sfințiți. Mesajul e similar cu Matei 24, 37, 39, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era dinainte de potop și textul continuă. Frați și surori, am vrut în aceste 4 seri să vă prezint pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului interpretării Scripturilor. Aceste 3 mari interpretări la care toate bisericile de 2000 de ani, toți predicatorii de 2000 de ani, aderă într-o parte sau în alta. Cei mai mulți adepți, cei mai mulți credincioși care împărtășesc o opinie, sunt cei care cred că răpirea are loc înainte de necazul cel mare, pre-tribulaționiștii. Cei prezentați în seara aceasta sunt mult mai puțini, iar cei prezentați cu 2 dăți în urmă, post-tribulaționiștii, sunt și ei mai puțini. Dar nu numărul de credincioși care simpatizează cu o interpretare sau cu alta arată neapărat care este interpretarea corectă. Toate aceste 3 interpretări au plusuri și minusuri, pentru că sunt interpretări omenești la mesajul lui Dumnezeu din Scripturi. Însă dincolo de faptul că eu cred că Iisus vine la începutul necazului, eu tot pocăit trebuie să fiu, că dacă nu sunt mă duc în iad. Orică vine cândva între mânii, tot pocăit trebuie să fiu, că altfel mă duc în iad. Orică vine la sfârșit, tot pocăit trebuie să fiu, că altfel mă duc în iad. Condiția mea de om neprihănit n-o schimbă momentul revenirii lui Iisus Hristos. Când vine El e treaba Lui, nu-i treaba mea. Treaba mea e să fiu un om care caut desăvârșirea și asemănarea cu Iisus Hristos. Nu este așa de important să mă asociez cu o școală de gândire, cu o interpretare teologică la început, cândva la jumate sau la sfârșit, ci important este să spun, Domnul meu va veni în curând și oricând va veni, spunea, am citit în Marcu, indiferent că vine seara, la strajă, prima strajă, este aici asociată cu pasnicii care făceau sau cu santinela din armată, era prima strajă, adică un soldat, cum începea noaptea, se punea de gardă. La un moment dat el pleca și venea soldatul numărul 2 la miezul nopții și venea soldatul numărul 3 cândva înspre ziua. Biblia folosește expresia la cântatul cocoșilor, cei care ați condus mult noaptea mașina sau cei care ați fost nevoiți să stați schimbul 3
la serviciu, știți că cel mai greu timp să stai treaz și mai ales atent e cândva înspre dimineață, 3-4-5, pentru că atunci oboseala se accentuează și e un moment foarte, foarte greu să mai stai treaz. Atunci el a cântatul cocoșilor și cei de-al patrulea soldat venea chiar spre dimineață. Ei bine, Marcu spune, indiferent că vine seara, indiferent că vine noaptea, indiferent că vine spre dimineață sau chiar dimineața, n-are nicio importanță, un lucru e clar, vine. Și atunci când vine, nu se uită după cei care l-au așteptat seara, noaptea, spre dimineața sau dimineața, ci se uită spre cei care sunt născuți din Dumnezeu, spre cei care caută neprihănirea și trăiesc o viață sfântă și trăiesc împărtășie frățească și se tem de Domnul și nu trăiesc pentru lucrurile de pe pământ și trăiesc pentru lucrurile, și trăiesc pentru lucrurile din cer. Sunt oameni care subordonează existența umană existenței spirituale. Sunt oameni care nu aleargă după lucrurile de pe pământ în primul rând, ci de-abia în al doilea rând, ci prioritare sunt lucrurile cerești. Nu-i rău să fii bogat, e rău să fii sărac spiritual. Nu-i rău să ai o casă mare, să conduci o mașină bună, dacă Dumnezeu ți-a dat privilegiul acesta. Dar cu mașina aceea bună, de ce nu vii la rugăciune? Cu mașina aceea bună, de ce nu ești punctual? Și cu mașina aceea bună, de ce nu vii la părtășiile frățești? De ce folosești mașina aceea bună doar pentru luxul tău? Când se va întoarce Hristos, orică ești pretribulaționist, orică ești post-tribulaționist, orică aștepți pe Hristos când va întimpune cazul, ascultă-mă, dacă nu te temi de Domnul, aici îți va putrezi oasele. Trebuie să te pocăiești. Trebuie să-L urmezi pe Hristos, să trăiești cum a trăit El. La aceasta suntem chemați. Fiecare dintre noi, indiferent de nivelul la care suntem, avem lucruri de îndreptat în viața noastră. Nu te uita la cel de lângă dumneata. Nu judeca pe nimeni. Privilegiul acesta l-are doar Dumnezeu. Dacă judeci pe altul, ești cu adevărat pierdut. Judecă-te pe tine. Judecă-te pe tine. Uită-te în casa ta, uită-te la copiii tăi, uită-te la familia ta, uită-te la soția ta, la soțul tău, uită-te la cei asupra cărora ai influență și, în mod deosebit, uită-te la tine. Mesajul acestei seri este următorul. Hristos vine ori seara, ori noaptea, ori dimineața, dar vine sigur. Pregătește-te atunci când vine să nu-ți spună, du-te de la mine, blestematule, pentru că nu te cunosc, ci să spună, vino, rob bun și credincios, vino. Că îți va spune asta seara, noaptea, spre dimineață sau chiar dimineața, nu mai are nicio importanță. Pentru că apoi începe ziua și ziua nu se va mai termina niciodată. Frați și surori, unii dintre noi venim de 40-50 de ani pe calea Domnului și a fost un drum lung și greu. Alții acum ne-am urcat pe drumul lui Dumnezeu. Indiferent cât de vechi suntem pe drumul acesta, pocăința nu se măsoară în vechime, ci în intensitatea neprihănirii la momentul de față. De aceea vă chem pe toți la rugăciune, la smerenie și la așteptarea venirii zilei lui Dumnezeu. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.